Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată până miercuri 18 august la ora 10. De asemenea, meteorologii precizează că instabilitatea va fi accentuată în regiunile sudice, centrale și estice, iar temperaturile vor scădea în toată țara. Prima avertizare a meteorologilor este valabilă luni între orele 12 și 22. În acest interval, în zona Carpaților Orientali, Maramureș și nordul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse care vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 25-40 de litri pe metru pătrat. ANM precizează că în intervalul menționat vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin intensificări ale vântului cu viteză în general de 60-80 de km pe oră. Pe alocuri, vijelii, frecvente descărcări electrice, averse torențiale și grindină. Aceste fenomene se vor semnala pe parcursul zilei de marți, 17 august, în regiunile vestice, centrale și nordice, iar în noaptea de marți spre miercuri, îndeosebi în Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și local în Oltenia și nord-vestul Munteniei. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25-40 de litri pe metru pătrat și izolat 50-60 de litri pe metru pătrat.